Echipa locală de handbal feminin CSM Dunărea Giurgiu a întâlnit sâmbătă la sala Cionsei Hardei formația clubului handbalistic CSU Clopeni. Giurgiuvencele păreau favoritele partidei, dar meciul nu a fost deloc unul ușor. Oaspetele au deschis scorul și au condus bună parte a primei reprize, detașându-se chiar la 3 goluri. Fetele noastre au revenit cu un joc în forță și au reușit să egaleze la 9, iar prima repriză se termină cu echipa din Giurgiu în avantaj, scor 10-9 după primele 30 de minute. După pauză, giurgiuvencele începe bine și se detașează la 2 puncte, scor 12-10. La scurtă vreme, portarul nostru se accidentează, iar atacantul Alexandra Georgescu devine indisponibilă câteva minute și nu-și mai revine până la finalul meciului. Oaspetele egalează și chiar preiau conducerea, iar meciul devine din ce în ce mai disputat. În ultimul minut al partidei, Dunărea era condusă cu un gol. Giurgiuvencele ratează, revin în atac și egalează. Ultimul atac ne aparține, iar la un fault dur, arbitrul ne acordă doar un 9 metri executat în ultima secundă a meciului. Scor final 20-20 și giurgiuvencele pierd acasă 2 puncte prețioase. Mulțumit de rezultat? Da, având în vedere că am jucat în deplasare, sunt mulțumit cu un punct. Sunt două echipe tinere. Lipsa de experiență s-a amprentat pe final de joc. Puteam foarte frumos să câștigăm, dar la fel de bine puteam să și pierdem. Eu sunt mulțumit, având în vedere încă o dată că spun că am jucat în deplasare. A fost un joc în care am intrat noi în jocul adversarilor. În loc să pasăm mai rapid și să ne vedem de ale noastre, adică contraatacurile și o apărare strânsă pe 6 metri, ne-am complăcut și am ajuns ca pe final să mergem noi după egalare. Fetele noastre vor întâlni în etapa 6-a echipa Știința Bacău, o formație puternică în palmaresul căreia se află 4 victorii și o singură înfrângere. Meciul se va disputa la Giurgiu sâmbătă 26 octombrie cu începere de la orele 18:00.